Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Am observat că în ultima vreme e din ce în ce mai des întâlnită plata asta cu amprenta sau chiar cu Face ID la telefoanele care permit acest lucru, pentru că practic faci plata cu telefonul sau la supermarketuri faci plata cu amprenta în anumite situații. Am senzația că așa, o să ne ia... Mie personal mi se pare că îmi invadează cumva intimitatea și mi se pare că așa, pe de o parte, știi, ne punem tot felul de poze pe Instagram, pe Facebook, pe unde ne mai dăm și check-in, ne punem și copiii pe internet, acum și amprenta și începem să facem tot felul de... O să ne afle, adică, nu știu, mi se pare că foarte, foarte ușor poți să ne afle exact și câți bani ai în bancă, exact și unde ai plătit și totul va fi așa de bine robotizat și organizat, sistematizat în așa fel încât toată lumea o să știe absolut orice despre tine și că pe viitor poate or să ne citească și gândurile. Unde o să mai fie intimitatea noastră? Unde o să mai fie nota asta diferită pe care o avem, cu care suntem, să spunem așa, fiecare are personalitatea lui și fiecare este în felul lui și am senzația că o să ajungem, poate că eu extrapolez în momentul ăsta și că și mă gândesc la o extremă care în acest moment pare așa o extremă și o viziune undeva în viitor, dar hai să ne gândim că în urmă cu câțiva ani se făceau filme, poate 10-15 ani, erau filme, nu știu dacă vă mai amintiți, acelea în care spuneau că în viitor o să se intre și erau lupte pe care le țineau popoarele și războaie în filmele respective împotriva acestor modalități de plată, să spunem, de înregistrare, că practic suntem cu toți înregistrați acolo, puși într-o listă lungă și am putea fi verificați din cap până în picioare cu absolut orice. Pe de o parte, pe de altă parte există și faptul că dacă sunt infracțiuni, ele sunt foarte ușor depistate și nu mai stai să cauți, eu știu, cu detectiv, cu cam filme, știți? Dar, adică, ți iau o perioadă mult mai scurtă de timp până când găsești infractorul și îl pedepsești. Dar, în același timp, eu cred că intimitatea noastră este invadată. Consider că ar trebui să mai așteptăm până... Pentru mine, lucrurile astea se întâmplă puțin cam repede. Eu recunosc că mă adaptez destul de ușor schimbărilor, dar așa, parcă dacă, fără să mă întrebe nimeni, ca și cu 5G-ul ăsta, i-au fost niște discuții la un moment dat pe Facebook, nu știu dacă ați văzut, și după aceea, dintr-o dată, am aflat reclame frumoase la televizor, cu muzică extraordinară. În fine, o să vorbim altă dată despre asta, că e o altă discuție. Oricum, care este părerea voastră? Sunt foarte interesată, mă gândesc că poate nu sunt singura cea care se simte așa cumva pusă în fața faptului împlinit. Cu privire la plata asta. Mie nu-mi place. Recunosc. Pot să aleg acum să plătesc, dar probabil că pe viitor, din păcate, nu o să mai putem alege. Care este părerea voastră? Un like și un subscribe canalului meu de YouTube.